În primă fază ne ocupăm chiar de aceste conducte ale sistemului de frânare. Pe această traversă spate a suportului motorilor montăm aceste conducte. Cea neagră, vine în partea asta. Bun, avem și un sistem de ghidaj foarte frumos din partea voastră. Așa. Iar cea gold în partea aceasta. În regulă. Aceste chestiuțe vor fi unite cu un furtunaș. Să luăm și acest furtunaș în pensetă, cum știm foarte bine că funcționează astfel de montaje. Așa. Hâțânăm. Iar în partea aceasta îmi place conducta asta gold. Foarte, foarte tare. Bun. Foarte frumos. Bun, așa. Și avem acum să montăm brațele inferioare cu niște șuruburi de care? IME. Șuruburi IME. Am terminat cu HM. Și de acum să începem cu IME. Ce lungi sunt. Ok, se bagă pe exterior. Bun, așa. Cu 4 astfel de șuruburi IME vom fixa aceste brațe inferioare. Come on, boy. Asta nu prea vrea să intre. Încercăm să-i facem niște loc. Probabil nu este pe ghidaj. Ok. Corect. Gat. În regulă. O să strâng foarte superficial. Am nevoie să fie cât mai mobile aceste brațe. Așa. Să le strângem și pe acestea. Cam atât. Să trecem în etapa următoare, în care nu știu încă despre ce este vorba. Bun, așa. Am terminat treaba. Acest montaj șmecher cu brațele inferioare, frumos. Urmează să trecem iar la motor. Și o să montăm carcasa diferențialului. Dar cardanul acela încă nu a venit. Cred că urmează într-un număr viitor. Cardanul punții spate. Bun. Trebuie să fie simplă treaba aici. Așa. Acest număr pare simplu, cu niște șuruburi BM. Trebuie să fixăm această articulație universală în flanșa diferențialului. Asta pare să fie aceeași pe toate părțile. Bun. Și să fixăm cu șuruburi. Ok. Destul de migălos această etapă. Dar nimic care să ne facă probleme. Bun. Iar în
în această flanșa diferențială trebuie să mai introducem și un șurub JM. În regulă. Introducem un șurub JM. Care am un feeling că se va fixa aici. Și ca să se învârtească. Corect? Corect. Să introducem bine șurubul. Am montat această chestiuță, acest ansamblu din numărul 16. Un numărul 17, o să mai primim piese pentru diferențial și cred că îl și terminăm. Numărul 17. Wow, numărul 17, e jale. Bun, să trecem la treabă, dacă tot e atâta jale. Așa, vei să facem buzunărașele acestea. Ok. Câtă chițibușăraie, trebuie să mai pregătim acum niște treburi din astea cu niște cruci de-astea universale care se fixează ca și acum câteva secunde, ceva de genul acesta. Trebuie să facem două de-astea. Am pregătit cele două cardane. Ansamblu flanșei diferențiale, diferențialului cu articulație universală, cu unul din cuplajele interioare ale cardanului. Bun, deci am terminat pe amândouă. Aveți grijă, vă recomand să nu le strângeți foarte tare pentru că își pierd din mobilitate. Și doi, să nu vă străpungeți mâna cu șurubelnița, așa cum am pățit eu. Acum treaba e mai simplă, avem de suportul stâng al diferențialului, scrie left pe el, L, cu unul dintre ansamblurile construite anterior și fixate cu șurub JM, bănuiesc acela cu căciuliță mai mare. JM, corect. Avem două astfel de montaje identice, unul stânga, unul dreapta. Bun, cu aceste ansambluri trebuie să trecem iar pe șasiu aici. Să vedem cum fixăm, ce fixăm. Trebuie să luăm acest suport, urechea perforată a suportului stânga diferențialului față, deci left, ok. Luăm left și îl montăm cumva, foarte simplu, cu acest orificiu aici. Se fixează la fix. Și decât să băgăm, să introducem șuruburi. Bun, așa. Iar cel de pe dreapta trebuie fixat într-un mod asemănător, dar pe dreapta. Adică ăsta cred că e un pic mai dificil de făcut. Sau nu chiar. Nu, e ok. Bun, și acum avem ambele ambii suporți, acum avem ambii suporți, stânga și dreapta, ai diferențialului, montați acolo. Și bănuiesc că în numărul următor sau ceva, vine și diferențialul acesta față, montat. Să trecem la treabă.
șuruburi FM. Gata, strânse. Ok. Și acum să trecem la asamblarea cutiei diferențială.